Din acest an, fiecare proprietar de câini trebuie să suporte rigorile legii și să-și înregistreze patrupedul la cabinetul veterinar și localitatea de domiciliu. Dar asta nu e tot. Conform legii animalelor modificată recent, proprietarul are obligația să solicite medicului veterinar și aplicarea microchipului de identificare și sterilizarea contra cost împreună cu noul carnet de sănătate. În primul rând, trebuie să știe orice proprietar de câine că totul se pleacă de la responsabilizarea creșterii unui câine. Avem bănuți și avem potențial să-l creștem, îl creștem. Nu avem aceste lucruri, nu ne complicăm să ne luăm un animăluț doar de dragul de a-l ține. Responsabilitățile, în mod legal, în urma unei legi pe care toți o știm, dar detalii nu cunoaște mari despre acest lucru, sunt următoarele. În primul rând, respectivul proprietar trebuie să vină cu cățelușul să-l înregistreze la un cabinet veterinar din localitatea respectivă, apoi trebuie microchipat și astfel este în mod oficial avut în evidența medicului din acel cabinet și ulterior trebuie sterilizat. Trebuie sterilizat pentru ca să nu mai, eu știu, așa este legea făcută. Bună, rea, noi trebuie să o aplicăm. Omul trebuie să știe acest lucru. Sunt legi făcute, gândite, eu știu, în mod eficient pentru om, altele mai puțin eficient. Aceasta este o lege gândită în principiu bine, numai că nu știu cât se va aplica de bine. Ce mai pot spune în acest sens? Omul trebuie să știe un detaliu care de multe ori face diferența și anume că toate aceste lucruri sunt făcute contra cost. Omul vine și plătește. Într-adevăr, sunt niște costuri suplimentare. O sterilizare costă în funcție de cabinetul respectiv. Omul trebuie avut și aceste lucruri în vedere. Sterilizarea a devenit obligatorie, excepție fiind doar câinii cu pedigree atestat de certificatul eliberat de Asociația Chinologică împreună cu calitatea de membru al organizației, cu date precise despre familia din care provine și performanțele strămoșilor. În lipsa acestor documente, orice câine de rasă este considerat câine de rasă comună sau metiș și trebuie sterilizat până la sfârșitul anului.